te șfiubit, plecam de la început. Nu ți-am spus că te iubesc, dar eu știu că te-ai priceput. Dacă nu te-aș fi iubit, mă retrăgeam fără probleme. Înțelegeam că nu-i reciproc, sigur mai devreme. Nu te-aș fi iubit, nu ți-aș fi permis deloc să flirtezi cu mine, să mă faci ca să iau foc. Ca bărbat nu prea stăpi nimic, să înghit în sex. Și chiar dacă te iubesc, eu acum plec. Dar cui-i pasă? Dar cui-i pasă? La restoranul lucrează băi dimineață. Și eu azi nu mai ajut aleasă. Ca să înțelegi că am plecat de tot. Dar cui-i pasă? Dar cui-i pasă? La restoranul lucrează băi dimineață. Și eu azi nu mai ajut acasă. Ca să înțelegi că am plecat de tot. Serialul a fost realizat cu susținerea IREX și ambasadei SUA în Moldova. Conținutul nu reflectă neapărat opinia ambasadei SUA în Moldova sau a organizației IREX. Este bună. Așa e de bună, poam asta. De dimineață o mănânc și nu mă mai satur. Dar tu mai alergi și nu mănânci. Cum nu mănânc? Mănânc și eu. Dar nici cam în grijă. Că poama asta e strochit cu tot ce vrei. Dar înainte și nu tot așa o stroc eu? Țin minte, eram copil, luam strugurile și erau cum albastru de chiatră vânătă. Și mâncam fără grijă. Mă înflam din poamă și nu era nici pe dracu. Apu una și era înainte, și alta faveră. Și amu, chiatra vânătă, nici nu e o treabă. E așa, de profilactic. Opa, bine, boieriu. Precis n-a să-i placă cum am cules. Pe aici, poamă lăsată. Aici e... Să nu mergi, iubeți. Aici poam lăsat, aici poam lăsat, aici e... Să nu mergi, iubeți. Plăgătorile ăștia nimic nu-mi trebuie. Alo, alo, băiule! Favier! Ia întorceți-vă înapoi! Iată, iată. Aici stă cu el ăsta. Aici stă, Olet. Aici stă. Ei, oameni buni. Eu m-am chinuit și am crescut roada asta. Dar voi vă bateți joc de mine și de banii. Vă știți numai de câte ori am strochit-o eu? De 14 ori. Cât? De 14 ori, Vera. 14 feluri de otravă. Eu nici nu gust. Nici nu vouă nu vă recomand. Dar pentru ce cu atâta otravă? Cum pentru ce? Pentru o grămadă chestii. Nu vezi boghița cât e de tare? Trebuie așa să țină până la anul pe vremea asta. Dar pentru asta trebuie să o chită. Și el puțin de 3 ori. Cu diferite substanțe. Mai în scurt așa, eu am să vin de seară să vă controlez. Și dacă nu-mi place munca, vă plătesc pe jumătate. E clar. E clar. Ei, da. Spor la muncă. Mă înțeanim. Iau, iau. Și întorceți-vă și luați rândul de la capăt. Tăti rândurile, Vera. Oleg, tu răspunzi. Tăti rândurile. Poate nu să vă treacă cheful de mâncați poamă. Ți-am spus, Favier, că-i strochit. De 14 ori. Ai auzit? De 14 ori. Măi, Oleg. Mă tind că nu-i rău. Vezi? Vezi? Ce, Favier?
Te-a apucat subțărica! Lucica, ia uite la mine. Știi ce am aici? Sushi? Tu și le cunoști așa? Păi eu sushi le cunosc de la ochii mă mine. Smăteață! Da, miam, miam. Miam, miam. Bețășoare? Tămare că spune, nu? E că și mujic s-ar pșepi să facă așa o... Așa o masă pentru iubita lui, a? Să-i așteaptă noi să le facem o oră. Damară, da, mult tu la mine. Unu, fetească neagră. Da. Doi, fetească albă. Trei, malbec. Patru, roze. Cinci, șampanie. Uneori, printre altele. Preferata mea. Și zici, ne ajungi? Ei, nu știu, nu știu. Ei, dar dacă și dacă n-ați ne ajungă, ia câte-o. Hai, noroc! Ploaie și pace! Gine-o zis și ne-o zis. Că nu schimb zeci ien, pe o vară. Iau și gine afară. Da, e drept. Ei, cine-s de urâte iernile? Afară-i fric, trebuie să faci focul, să te îmbraci gros. E, deși, și iarna are frumusețea ei. E, și frumusețea are iarna. Dacă acum vezi mine amu, apașă îmbliu tătă vara îmbrăcat cu maica asta, cu pantalonii ăștia. Apel și drept? De la tine-s cam sâmpit, că numai n-asta îmble. Dar și pute de la mine. Nu, e roșa flori. Dar eu nu sunt. Păi nimeni nu-și sunt din rozna lui. Hai, apuc. Dar eu le mai spăl câteodată. Am și o maică zapasnaia și niște pantaloni ca ăștia. Hai. Tamara, nu e că spune și tu. E că muncești Raia, vecina mea. 13 ani în Italia. Nu știu pentru ce s-o spetit ietățanii ăștia, a? 8 ani că să-i facă nuntă lui Șixa și 5 ani să-i fac cu mătrii lui Șixa. M-am mai întâlnesc cu dânsa și cu bărbații câteodată pe la vreo petreșere și când și-o auzi, i-am făcut nuntă lui Șic-mea, i-am făcut cu matrii lui Șic-mea. Dar tu, Farai, tu pentru tine faci ce-ai făcut? Ei, și-am făcut. Am muncit ca o roabă 13 ani de zile, ia că și-am făcut. Igoraș, mâini de aur ți-o dat cel de sus, li păstrez ca ochii din cap. Ei, las că nici tolijor nu-i mai rău, mă, nu-i drept, drept, tolijor. Oh, hai ca sudă paharile și ele acolo. Greu. E și Simona, noi în 2-3 zile terminăm reparația. Așa mă gândesc și eu. Și ce? După asta ne mutăm cu lucru în ogradă? Nu. Eu cu ogradă n-am treabă. Ograda e al tata. Dar tu știi că chiar vreau să văd și eu italianca voastră. Asta-i schema, adică ce vrei să o vezi. Gândește-te, fa Simona, cât i-a făcut măta cu banii de la baba asta? Tăt, Faver, tăt! Ia că dacă nu era italianca lui mama, noi murim de foame. Ia, hai, toarnă, să bem de sănătatea ei. Da, Favera. Eca,
haine, mâncare, cărbune, lemne. Tot din banii babei fac. E ca și reparația asta tot așa. Tot din banii ei. Vopsea, un calorifer. Tot din banii ei. Ei, hai, și e sănătoasă. Cum zici că o cheamă? Agostina, fa signora Agostina. Așa, sughiți bun la signora Agostina. Ei, hai. Și de-am ușa la măta tot. Dă, Doamne. Și bun. E că crezi că ptirii din și banii îți plătesc. Tot din la signora Agustina. Dar ia să ne gândim. Câte familii la noi din sat să țin tot așa pe câte o babă din Italia? Care o babă, care o moșneag? Și una săracă afară. Și câte o babă și câte o moșneag. Dar în Moldova câte familii de este sunt care țin pe câte o babă din Italia? Are multe. Babilor, este fa Simona. Trebuie un monument ridicat în Moldova. Ia să ne gândim, cine ne-a hrănit pe noi toți anii ăștia? Moldova? Iaca și ne-a dat Moldova. Ne-a dat. Pe Italia ne-am ținut, iaca care e patria adevărată a moldovenilor. Italia, dar nu, Moldova. Italia, patria noastră. Parcă zic Italia, patria noastră. Nu, fa, eu în italiană zic. Italia, patria noastră. Ia uite, îmi fix ca în limba noastră. Păi ce zic? Poți să zici că Moldova... E a doua Italie. Nu. Poți să zici că Italia e a doua Moldova. Ia hai toarnă. Pentru Italia, patria noastră, pentru sănătatea babii, alumeta. Și mă duc și eu acasă, vedea mai târziu. Cum zici că o cheamă? Agostina, signora Agostina, fa. Lucica, dar o știi pe Tania asta care o ține... Care ține fede așa la Alcuș Codana și o știi? Cum să nu știu? Apoi că-ți închipui, 13 ani lucrați la Italia pentru și, pentru 3 ori și nănașă. Pe unde auzi? 13 ani, am 3 perechi de și. Dar știi și mă enervează și al mai tare? E că da, pustim, lucrezi 5, 9, 13 ani la Italia, da? Și nu vezi nimic în Italia și ea. Dar pe acolo sunt orașe de văzut, sunt monumenturi de văzut acolo. Nu, să stai 13 ani lichită de baba și ea. Auzi? Dar și că am auzit că și-a dus și baba în Moldova. E că vezi? Și baba, tu cum vrei să vadă Moldova, dar Tania nu a văzut nici în Italia și ea. Fata mare, eu n-am fost niciodată în Italia. Dar mă crezi că știu mai multe decât dânsele despre Italia și ea. Mă crezi că știu. Și de 100 de ori mai multe decât dânsele despre Italia. Nu, ce, că dar tu la mine ești deșteaptă. Da, băi. Dar tu mă crezi că și eu știu tot? Da, păi normal că știu. Fietele, tot normal? Tot e ghine, Gicușor, tot e ghine. Tot e ghine, Gicu, tot normal, normal. Au și întreabă și aia asta. Ei se interesează. Iubire. Și servim. Rozie albă, roșu? Hai, fetească albă. Ui, 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 hai. Pentru tine. Lucica, e ca știi la ce mă gândesc eu? E ca la cine mi-a trebuit nici casa aceea, cu două etaje. Deci. 15 ani de zile, ani și mai frumoși a vieții mele, eu i-am luat și am îngropat în casa și el. Da, eu. Eu. Ce-am făcut eu 12 ani de zile? A crescut doi copii. Și-am cărat și amur. Tamarușca, da, las că noi să recuperăm tot. Tot, Tamarușca. Hai să trăim într-un an. Cât ne-ai dovedit trăiești tu în 15. Ia ca nu asta place, ai zis tu. Îmi place. Noroc. Băi! Hai la asta zi. Fioș, Fioș, tot vreau să te întreb ceva. Dar întreabă-mă. Simona ta lucrează undeva? Lucrează la Italia. Când o locuiești pe măsă la signora Agustina. Asta eu știu. Dar aici, în Moldova, ea are vreun serviciu. Ei, și serviciu să ai, băi? Cu 3.000 de lei pe lună, cui trebuie să așa serviciu? Dar nimeni ne spare că ea are un serviciu. Păi, olegă, și nimeni tu cu șură mură. Spune deodată ce vrei să spui. Dar nimeni ne spare că ea lucrează pe internet.
și eu. Pe internet, tu de pe auzit? Unde arată sex la internet? Ei, și dacă am văzut? E ca știi, nu ce vreau. Am făcut casă mare cu bărbatul meu. M-am gândit ca să le rămână șefa copchiilor. Ori veni copchii cu familiile lor și-o întreitați împreună. Dar de una Mihaela. Mihaela mea, 8 ani, mă coasă. Știi ce-mi zici? Mama, eu n-am de gând să trăiesc cu tine și cu tata în casa asta. Eu o să-mi fac altă casă cu soțul meu. Mihaela, ce așa gata mare. Ne-am înălțat palat și n-o să aibă și mitră intrânsă. Și cât palatul ales de este. E în străinătate, el în străinătate. Și copchii împrăștieți prin dârte lumea. Greu. Hai, și să mă lasă. Pentru tine. Pentru tine, ciuța. Ia, 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 dă-mi tare. Dă-mi tare. Lași cât cu ta. Dacă nu te-aș fi iubit, plecam de la început. Nu ți-am spus că te iubesc, dar eu știu că e priceput. Dacă nu te-aș fi iubit, mă retrăgeam fără probleme. Înțelegem că nu reciproc, sigur mai devreme. Nu te-aș fi iubit, nu ți-aș fi permis deloc să flirtezi cu mine, să mă faci ca să iau foc. Dar bărbat nu vrea să te bine mie, să înghet în sec. Și chiar dacă te iubesc, eu acum plec. Restaurant cu sushi și karaoke. Sushi avem, karaoke este. Este? Dar mužiși, pașnu la mine. No. Acolo sunt fete. Și nu numai fete, dar și femei. De toate vârstele. Se dezbracă în fața computerului. Și pentru asta primesc bani. Ce vrei să spui cu asta? Mai pe scurt, am văzut-o pe Simona ta, cum se dezbracă la computer. Trebuie să fac o grămadă de bani. Aolea, dar ce-i stricat la capă? Acela îi spune, arată cu tare, arată cu tare și ei arăta. S-a dezbrăcat complet goală. Cum e? Simona mea s-a dezbrăcat goală la computer? Păi, Oleg-i, și ai bielcă-i. Așa și-am știut, Fiodor Fiodorș, că n-a să mă crez. Data viitoare, când a s-o văd pe Simona ta, a s-o fotografiez pe telefonul meu și a să-ți arăt ție. Păi, Oleg-i, dar eu ție altceva vreau să-ți spun. Tu mult mai ai, stai după gard și te holbezi în ograda mea? Nu, serios, eu numai niște muiere am văzut așa ca tine. Stăie tot ziua la gard, se holbezi în ogrăzi străini, după care se povestească la tot satul și-o văzut. Îmi pare rău, Fiodor Fiodorovici. Ești primul om lucrare i-am spus de asta. Bună-i, Oleg-i, bun. Să ocupă Simona mea cu așa ceva. Și care-i treaba ta, ei? Și s-o cu prostituția? Asta tu din invidie spui. Poate că și tu vrei să faci așa niște bani. Dar ți-ai și udă că n-ai și arăta. Serialul a fost realizat cu susținerea IREX și Ambasadei SUA în Moldova. Conținutul nu reflectă neapărat opinia Ambasadei SUA în Moldova sau a organizației IREX.